Noi știm ce vrem, dar nu știu ei ce vor. Foarte bine. Sau știu, știu și nu vor, datorită unei obtuzități clare, să nu se facă nimic bun și de perspectivă în Brăila. Totul, tot ceea ce se face, se face numai de ochii soacrei, așa. Cât de cât să se acopere ceva, dar sistemic nu se realizează nimic cu perspectivă. Și am să vă spun, apropo de problemele rețelelor principale de utilități din municipiul Brăila, cred că dumneavoastră, care sunteți mai de mult în mass media, vă aduceți aminte că 2010 era anul când trebuia să se încheie cu rezolvarea rețelei de canalizare și de apă potabilă în municipiul Brăila. Suntem în 2020. Cine a fost la guvernare locală? Cine a condus județul? Nu cumva tovarășii de la PSD? Care spun, domne, acum. Chiar dacă sunt tineri, au aceeași mentalitate de a nu vedea binele pentru comunitate din ceea ce doresc alții care sunt în opoziție și care vin cu propuneri clare. De aceea domnul Tabarac a venit cu un singur amendament pe proiectul de buget. Dar erau multe de discutat. Și anul trecut și anii precedenți, dacă a venit cu nu știu câte câte amendamente s-au acceptat. Unul care nici acela n-a fost pus în oferă cu centrele de permanență. De ce? Asta este mentalitatea lor. Așa își doresc binele pentru Brăila.